fața voastră din nou cu punga de produse terminate pentru casă. Știți deja că aici nu am așa cumva o regulă, adică atunci când se termină, pur și simplu vin și vă spun ce a strâns în această pungă, nu se termină, se umple punga. Însă spun că vin din nou, pentru că i-am mai filmat odată în calupul de videoclipuri pe care l-am filmat data trecută. Tot a fost bine și frumos până în momentul în care am ajuns la editare și am observat că aveam undeva pe aici pe buză o pată, pe bluză, o pată de apă, că eu de obicei mi-au o sticlă lângă mine, astăzi nu mi-am mai luat să nu mai fiu tentată, și între videoclipuri mai iau câte o gură de apă pentru că mi se usucă gura că vorbesc prea mult. Și cum am băut eu cu atenție, desigur, să nu stric rujul, s-a întâmplat că a căzut aici pe bluză, am eu astăzi o problemă cu buzele. Și ca să nu, nici nu am observat, nici nu mi-am dat seama, problema a fost. Doar la editare am văzut că aici aveam dita mai pata, în videoclipul ce l-ați văzut voi, cred că cel cu MTS pentru cosmetice sau ceva de genul, se vedea cumva la început pe bluză, un pic așa o pată, ea s-a istompat pentru că s-a uscat, dar nu puteam să vin în fața voastră cu dita mai pată pe bluză și am zis, o luăm de la capăt. Nu știu dacă neapărat aveați nevoie de această introducere, dar totuși, ziceam că am aici punguța cu care v-am obișnuit și acum era să alunec să mă duc în nas, mă pun cumva mai așa, sper să mă vedeți bine acolo și haideți să le luăm încă o dată, cum îmi vin la mână, o să fie fix pe doza, nu contează. În primul rând, ți se va anunț că am două pachete din acestea de șervețele. Scuzați-le că stau săracile așa de bățite. Noroc că nu le-am aruncat, pentru că încă nu a venit ziua de gunoi, să le ridice. Și avem așa, de la Basic, de la Kaufland, șervețelele rolă, două straturi fiecare, 50 de șervețele. Și cred că am undeva la vreo 100 de metri, sper să nu vorbesc prostii. Sunt cât de cât ok, eu le cumpăr de obicei când le prind la reducere, undeva la vreo 5 lei și atunci îmi iau un pachet sau două oricum, pe mine mă ajung mult. Și mi se pare a fi utile, v-am zis, când am ceva ce nu pot să utilizez cu o lavetă, să utilizez o lavetă din aceea care se poate spăla la valida. Mai am încă un pachetel din acesta de care vă ziceam. Haideți să trecem așa la lucruri mai serioase. În primul rând, am de la Ariel All-in-One Pads un pachet din acela de dischete cu 15 dischete au fost aici, Orhidee Aurie, Lenor Color Detergent, adică detergent pentru haine colorate, vine cu același sistem cum vin majoritatea pe care trebuie să apeși, ideal de folosit dacă aveți copilași prin casă să nu vă treziți că stau și rod sau îi vedeți că se joacă cu așa ceva. De spălat spală bine, eu am o mașină de spălat cu o capacitate mai mare, am de 9 kg și pun de obicei câte două capsule din acestea, dar vă zic cum vă zic de fiecare dată, dacă știți că folosiți un program de spălare scurt, chiar dacă folosiți o temperatură mai ridicată, nu vi le recomand pentru că nu se topesc în mașina de spălat și rămân așa pe haine gumoase, așa, găsiți așa o mâzgă acolo pe haine, dar așa ca și produs spală bine, parfumează hainele și mie mi se pare a fi un produs destul de bun. Mai am încă un pachet din acesta de la Ariel, tot așa pernuțe, all-in-one, acesta spune că este plus oxy effect care ar trebui să scoată mai bine petele. Ceea ce ne privește pe noi, eu v-am zis că nu lucrăm niciun în condiții care să murdărească propriu-zis hainele, deci doar așa ceva dacă se mai pădează de la mâncare sau chestii de genul banale. Aici au fost 13 bucăți și cred că acestea au un preț un pic mai mărișor, cred că decât celălalt, nu știu să vă zic. Bune, la fel aceeași problemă, chiar dacă scrie pe spate că se pot folosi între 15, cred că și 90 de grade, chiar dacă le folosești la 40 de grade nu se topesc. Dar dacă le folosesc la un program normal de spălare, se comportă destul de bine și îmi plac. Eu am să încerc cumva să le pun pe aici pe undeva. Pe aici pe undeva eu mai am și alte produse pentru că mă pregătesc să mai filmez încă un videoclip după. Am de la Ajax, deja recumpărat și acestea o să mai vedeți la mine ce v-am prezentat pe nunțele până acum. Dar reveni la Ajax, un detergent pentru parchet, pentru lemn și parchet. Acesta este cu migdale și are un miros destul de plăcut, zic eu. Eu îl folosesc pentru parchet și știți deja, cred că v-am mai spus că noi avem un roboroc în casă, un roboțel din acela în care nu trebuie să pui detergent, însă eu folosesc acesta pe lavetica aceea pe care o are, cu care spală, propriu-zis spală, pe care o târie după el și care, cu care încearcă să facă curățenie. Și mi se pare că funcționează destul de bine, nu lasă urme în urma sa. Și mi se pare a fi un produs destul de bun.
Cred că l-am cumpărat de la Kaufland, țin minte că l-am prins la o reducere. Cred că primul l-am luat cu preț întreg și următoarele două sau trei sticle, nu știu câte am mai cumpărat, le-am prins cumva la o reducere și o să mai vedeți la mine cu siguranță. Am terminat un balsam de buze, lucru care... De buze, de rufe. Astăzi am o problemă cu buzele, v-am zis, da? Dovadă. Am terminat un balsam de rufe, nu de buze. Lucru care foarte rar se întâmplă și foarte rar vedeți aici la mine. Eu știți deja că eu nu prea folosesc balsam de rufe, însă pe acesta și încă câteva le am în stoc. Primite cu diferite ocazii și am zis, ia să mă pun eu pe consumat. În mod normal folosesc balsam de rufe doar atunci când spăl prosoape sau doar atunci când spăl o lingerie de pat care este cumva pufoasă și vreau să rămână pufoasă. Desigur, puteți să utilizați bicarbonat de sodiu în loc de balsam de rufe și tot o să vă facă hainele pufoase, dar dacă tot le am acolo, zic să nu fac risipă, să le arunc așa și le folosesc, o să mai vedeți pe viitor la mine. Acesta este de varianta Supreme și este în aroma Glamour, Fine French Fragrance. De mirosit miroase bine, însă mi se pare că are un miros destul de feminin. Și eu mă gândesc că cei care fac produse de genul balsam de rufe, ar trebui să se gândească că nu doar femeile folosesc hainele după spălare, dacă folosiți balsam, și mă gândesc cumva că ar fi bine să fie măcar o aromă, două, așa, mai unisex măcar, dacă nu ceva mai masculin, pentru că nu știu cum este la voi, desigur, iarăși mi se pare că vă țin strâm, dar mie mi se pare puțin anormal să simți așa un bărbat mirosind a floricele pe câmpii. Nu știu, zic și eu, poate este doar părerea mea, dar eu pe principiul acesta merg, nu știu de ce, ca de fiecare dată și țineți cont că mai filmez încă o dată. Dacă vă interesează, hârtie igienică de la Kaufland în 3 straturi, varianta soft cu musesel, desigur cu musesel, dacă vă interesează, nu știu de ce le tot țin. Am folosit niște lumânărele din acestea de la Bispol. Acestea au fost cu bucătăria bunicii și miros așa a condimente, a prăjituri extraordinar de bine. În mod normal eu pe acestea le lăsasem pentru sezonul următor rece, adică pentru iarna următoare, prin noiembrie, prin decembrie, mă gândeam eu așa că o să ard. Dar ținând cont că la noi în nordul Moldovei a nins și a nins și a nins, am zis că ia să le ard acum, că oricum este momentul și mi se părea așa momentul propice și am zis să le ard și m-am bucurat de ele. Le-ați mai văzut la mine de, cred că de vreo 2 sau 3 ori le-am mai avut în iarna aceasta, iarna trecută, nu știu cum să mă exprim, dar înțelegeți voi, în lunile trecute. Și cu siguranță dacă o să le mai găsesc în sezonul următor o să le cumpăr, pentru că sunt niște produse ieftine și bune. Pe acest pachetel cu 6 lumânărele am dat undeva la vreo 2,60 lei până în 3 lei și mi se pare a fi foarte ok în condițiile în care eu le pun în parte de bucătărie living, v-am zis că eu am open space și se simte aproape în tot parterul mirosul acestora, deci mi se pare un lucru bun. Și mai avem un punguț, da, de la... Conigliche Vache, presupun că am pocit limba germană de am nenorocit-o, un detergent din acesta de vase, cam așa arătașa mea a fost cu lămâie și cu mușețel. Țin să vă anunț că pe acesta l-am luat de la Kaufland și în mod normal este undeva la vreo 9 lei, dar eu l-am prins la o ofertă și am dat undeva la vreo 4 lei, 5, cred că vreo 5 lei pe el, sper să nu vorbesc prostii. Parcă era undeva la vreo 40%, deci faceți voi un calcul. Sper să se mai vadă, să se mai poată vedea pe aici. Este așa destul de dens, a avut o culoare galbenă și mi s-a părut a fi un produs destul de bun. Am spălat și vase mai... cum să mă exprim ca să mă înțelegeți voi bine? Cu un strat așa de grăsime mai puternic pe ele și a făcut față cu succes. V-a zis, mi se pare a fi un produs bun, miroase bine, spală bine, este spornic, altceva nu pot să-i mai cer. Am terminat aici și aș vrea să zic că nu o să mai vedeți la mine, dar mai am așa ceva în stoc, din păcate. Un detergent pentru toaletă de la Kaufland împotriva depunerilor de piatră, mizerie și petrelor de urină, varianta cu ocean, varianta ocean. A avut așa o culoare albastră, sper să se poate vedea bine acolo și o textură foarte, foarte lichidă, sper că la fel vedeți acolo. Țin să vă anunț că nu mi-a plăcut deloc, nu mi s-a părut că... Are efect, mi s-a părut că curăță într-adevăr toaleta și parcă mi se pare că și pătează puțin, nu știu să vă zic 100% sigur, dar nu-mi place și v-am zis, aș spune că nu l-aș mai cumpăra, dar am cumpărat Kanehalita și mai am în stoc, din păcate o să trebuiască să le termin pe toate, dar nu o să mai vedeți la mine, cu siguranță o să rămân la cel cu clor de la Kaufland sau am mai descoperit ceva interesant, o să vă arăt la momentul oportun.
Aici am saci din aceștia pentru saci menajeri, adică nu pentru gunoi, saci menajeri. 20 de litri, au fost 30 de bucăți, 44 pe 50. Se potrivește și nu se potrivește pentru coșul din baie, sunt așa la fix. Mai am încă un pachetel, o să vi-l arăt imediat. Eu de obicei folosesc aceștia mai mititei pentru coșul din baie. V-am zis, sunt ok, e un prețul bun, undeva la vreo 2 lei și ceva până în 3 lei, 30 de bucăți. Și mai am încă două produse și scăpați. V-am zis că s-a terminat videoclipul de astăzi, se termină așa destul de repede, pentru că nu au fost multe produse în pungă. Am două uleiuri din acestea pentru aparatul de aromaterapie. Am unul de la Solaris cu mentă și, deși spune aici că este un ulei esențial, nu prea m-a convins. Adică mă așteptam să miroase cumva un pic mai natural, amentă. Mi se pare că are așa un miros foarte artificial, din păcate. Dar l-am folosit în aparatul acela pentru aromaterapie. Eu am unul din acela electric, un difuzor de arome sau umidificator în care poți să pui și picături din acestea și a mirosit bine în casă. Nu a fost un parfum destul de intens, însă a fost acceptabil. Nu cred că o să-l cumpăr, pentru că a costat acesta 7 lei, dacă mă interesează, și îl am de ceva vreme și mi se pare a fi destul de scumpișor. Însă pe acesta șanse mari să-l recumpăr. Este unul de la Jumbo, cu aromă de flori și mi-a plăcut foarte, foarte mult că a venit așa cu pipetă, cam așa. Se putea lua tot produsul de aici și după ce terminai și nu mai ajungeai cu pipeta, cu toate că este până aproape de fundul sticlei, puteai efectiv să ieși să răstorni acolo câteva picături care mai rămâneau. Acest alt, din păcate, vine așa cu picurator și dacă vine cu picurator, picuratorul este undeva cam până pe aici și după ce mai aveți puțin produs, puțin ulei, nu mai funcționează așa de bine, te cam chinui cu el. Deci dacă ar fi să aleg, cu siguranță l-aș alege pe acesta. Acesta a costat și puțin. Eu când l-am achiziționat cu 3 lei, știu că parcă în ultima vreme l-am văzut la 4 lei, dar chiar și la 4 lei, adică 4 lei sau 5 lei, cât ar fi, nu este scump pentru 10 ml de produs, în condiții în care pentru mine mi se pare că face o treabă bună, funcționează bine și îmi place mult. Bun, cam acestea a fost produsele pe care am decis să vi le arăt astăzi și de care trebuie neapărat să scap. Spuneți-mi, vă rog, dacă ați încercat și voi ceva din ce v-am arătat sau dacă nu, dacă aveți alte recomandări, cum vi s-au părut produsele, ce produse mai folosiți voi, ce mai recomandați, cu ce vă mai împăcați. Vă mulțumesc mult pentru vizualizare, vă pup și vă doresc o zi bună, pa, pa!